domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, înalt preasfințiile voastre, stimate domnule secretar general al Ministerului Apărării Naționale, stimați membri ai Corpului Diplomatic, onorată asistență, doamnelor și domnilor. În urmă cu 100 de ani se încheia una dintre paginile cele mai importante din istoria Marelui Război. Oprirea înaintării armatelor germane și austro-ungare de către trupele române, comandate de generalul Ieremia Grigorescu în pasul lui Tuz, s-a datorat curajului soldaților și genului militar al comandanței. Inamicul a fost respins peste vechea frontieră, reușindu-se salvarea Moldovei și asigurarea premiselor renașterii de mai târziu a armatei române. Rezistența îndârjită a trupelor române în fața unui inamic superior în calitatea armamentului și a numărului de oameni a dat naștere celebrei devize: pe aici nu se trece. Pe parcursul a 2 săptămâni de lupte, soldații și ofițerii armatei române au rezistat eroic, suferind pierderi grele. În timpul acestor lupte, divizia 15 a infanteriei și-a câștigat numele de divizia de fier, actul său de eroism, permițând nu doar salvarea Moldovei, ci și continuarea rezistenței în Muntenia. Prin poziția strategică, Oituz avea să devină unul dintre punctele nodale ale luptei românilor pentru reîntregire. Pe parcursul războiului, la Oituz s-au desfășurat numai puțin de 3 bătălii. Prin numărul celor căzuți la datorie, prin eroismul arătat și prin rezultatul acestor lupte, Oituzul este unul dintre principalele câmpuri de onoare ale armatei române. Cultivarea memoriei eroismului și sacrificiului celor de pe front reprezintă datoria fiecăruia dintre noi. Într-o perioadă în care tinerii sunt interesați din ce în ce mai puțin de istorie, avem nevoie, mai mult decât oricând, de evocarea eroismului înaintașilor. O bună cunoaștere a trecutului ne ajută în înțelegerea prezentului, ca și în pregătirea viitorului. Istoria nu este doar un învățător al vieții, ci mai ales un mod de formare a unor caractere puternice, a unor oameni demni, conștienți de datoria morală pe care o au față de înaintași, față de contemporani și față de cei care ne vor urma. Una dintre misiunile Departamentului Centenar, constituit anul acesta la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului României, este aceea de a duce istoria mai aproape de tine. Cinstirea eroilor nu trebuie și nu poate fi doar un pretext pentru ceremonii oficiale. Ea trebuie să fie un mod de viață, un crez și un reper pentru generațiile viitoare. Un viitor mai bun poate fi construit doar pe fundamentul solid al respectului față de trecut, al cunoașterii sale. Marcarea centenarului războiului pentru întregire și al Marii Uniri reprezintă ocazia ideală pentru a face trecerea zestrei istorice de la cei maturi către cei tineri. La loc de cinste se află amintirea eroilor de la Oituz și de pe alte câmpuri de bătălie ale țării. Acestora le aducem astăzi omagiu, plecându-ne frunțele în fața memoriei lor. Celebrându-i pe ei, celebrăm România. Vă mulțumesc!